Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă invit la ciorbă de perișoare. Pentru ciorba de perișoare avem nevoie de 1/2 kg de carne tocată, avem nevoie de zarzavat, morcov ras, rădăcină de pătrunjel rasă și țelină rasă, ardel tăiat cubulețe, 2 ouă, sare, piper, puțin pesmet, pătrunjel verde, puțină paprică, dovlecel ras, o ceapă tăiată cubulețe, 3-4 cartofi tăiați cubulețe, bulion, puțin oțet și delicat. Morcovul împreună cu rădăcina de pătrunjel și cu țelina date pe răzătoare. Adăugăm dovlecei rași. Adăugăm ceapa. Ardelul capia tăiat cubulețe. Nu vom mai pune datorită faptului că în timpul fierberii carnea și-a lăsat propria grăsime. Și atunci nu va mai fi nevoie de ulei. Adăugăm și cartofi. Lingurițe de paprică. Puțin piper. Și delicat. Voi adăuga 2 lingurițe sau 3 de delicat. Și vom lăsa să fiarbă. Vom lăsa să fiarbă aproximativ 1/4 oră. Apoi vom pune perișoarele și vom mai lăsa încă 1/4 oră la fiert. Cât timp fierb zarzavaturile, haideți să ne ocupăm de perișoare. Pentru perișoare avem nevoie de pus carnea tocată într-un bol. Adăugăm cele 2 ouă. Adăugăm pătrunjelul verde. Thank you.
sare. Și vegetăm și frământăm cu mâna. Dacă ni se va părea consistența perișoarelor prea subțire, vom putea adăuga făină sau pesmet, după preferințe. Eu optez pentru pesmet. Într-adevăr, consistența este prea subțire, așa că voi turna pesmet. Compoziția perișoarelor este gata, așa că o vom pune deoparte până va fierbe ciorba. Ciorba a fiert, așa că vom începe să punem perișoarele. Pentru aceasta ne vom umezi mâinile cu apă rece. Haideți să formăm prima perișoară. Formăm o perișoară de probă. Îi dăm drumul în oală. Și vedem dacă se ridică la suprafață. Din clipă în clipă, ar trebui să se ridice la suprafață. Dacă se va ridica la suprafață, înseamnă că putem face și celelalte perișoare. Haideți să vedem. Uitați perișoara. După cum puteți observa, ea nu s-a sfărâmat. Este compactă, așa că haideți să facem și restul de perișoare. Perișoarele sunt gata puse în ciorbă. Putem adăuga bulionul. Și
și vom mai lăsa la fiert încă 30 de minute. Uitați cât de frumos arată! Sper că v-a plăcut rețeta noastră și până data viitoare vă doresc poftă bună!